Vom începe astăzi un ciclu de meditații din Cartea Genezei după un comentariu de John Phillips. Geneza este o carte a realităților, a faptelor, a începuturilor, a credinței, a prorocilor. A fost numită pe peniera Bibliei pentru că ea furnizează puieți pentru pădurile întregii Biblii. Se spune că ea ne dă începuturile a toate, cu excepția lui Dumnezeu. Aceasta este Cartea Geneza. Geneza este un crescendo inițial al Sfintelor Scripturi, pentru că Dumnezeu nu începe cartea cu o tentativă timidă de una sau două note, ci ea începe cu tunetul tobelor în timp ce luminile apar din nimic pe bolta cerurilor. Cum să abordăm această carte? Să începem cu credință simplă, pentru că realitățile pe care le prezintă trebuie să fie crezute, nu să fie schimbate după capriciile lumii, ci trebuie privite cu un interes crescând, cum eroii ei mărșăluiesc de-a lungul paginilor sale în fața noastră. Să vedem națiuni care se ridică și cad în timp ce poporul evreu apare după aceea ca să domine Biblia până la sfârșit. Dacă am demara un studiu biblic, cum am putea începe mai bine, dacă nu cu începutul, cu Geneza și cu Dumnezeu? Fie ca Geneza să devină una din cărțile dumneavoastră favorite, una pe care veți dori să o studiați. Primul capitol din Geneza este unul dintre capitolele cele mai centrate pe Dumnezeu din întreaga Biblie. Dumnezeu este menționat pe nume de 32 de ori în 31 de versete. De pe prima pagină a Scripturii, Duhul Sfânt ne conduce în prezența lui Dumnezeu și ne ține acolo. Nu este de mirare că Satan urăște acest capitol. Nu este de mirare că el și-a mobilizat artileria grea ca să discrediteze cuvântul în mințile oamenilor. Dacă abandonați Geneza ca pe ceva nereal, ceva pe care nu te poți baza, copia falsificată a epocii babiloniene despre creație, ceva total inacceptabil pentru știința modernă, să știi că Satan a câștigat biruința. Ideea din spate este aceasta: dacă Duhul Sfânt nu poate fi crezut când vorbește despre creație, cum poate fi crezut când ne vorbește despre mântuire? Dacă ceea ce se spune despre pământ în Geneza 1 poate fi pus sub semnul întrebării, atunci și cele relatate despre cer în Apocalipsa 22 ar putea fi respinse. Dacă Duhul Sfânt nu poate fi crezut în Geneza 1, cum ar putea fi crezut în Ioan 3:16? Să credem Scripturile de la prima pagină, dragii mei, pentru că până la sfârșit, ea ne promite că ne va face desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Amin.